stăm la canapea, la bar unde te simți mai bine, unde vrei tu. La canapea. Perfect. Nu mă ajută ținuta. Iau telefonul telespectatorilor și stăm de poveste acolo la canapea. Mă bucur să ne vedem. Este prima dată când ne întâlnim la emisiune. Da, așa unde așa ai fost așa. în acești 17 ani, aproape 18 ani de când noi avem emisiunea? De ce nu ne-am întâlnit? La un telefon distanță era. <laughs> la un telefon distanță. Ne bucurăm că suntem acum. Ce faci, Maria? Bine, mulțumesc. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Este o plăcere că, în sfârșit, ne întâlnim. Noi ne bucurăm aici foarte tare Ipilica. că ești aici, uh, mai ales că uh, numele Iordănescu a adus foarte multă bucurie românilor. Da. Pentru azi. că tatăl tău, Angel Ordenescu, cum spuneam, în 94, apoi fratele tău, Edi Ordenescu. Și uh, cred că merge mai departe povestea că și celălalt frate, Alex, nu? Da, da, Urmează povestea asta de antrenorat. Da, așa este. Și el este pasionat și își dorește să calce pe urma fratelui și tatălui. Da, este, este o onoare și o bucurie că fac parte din această familie, și mă bucur că ei au adus la rândul lor bucurie și satisfacție românilor. Și pentru asta nu pot decât să mă bucur, pentru că atunci când uh, merg cu tata pe undeva sau cu fratele pe undeva, văd cât. Cât de fericită e lumea în jurul lor și cât de bucuros sunt. Și tot spun, domnul Iordănescu ne-a făcut să ieșim în stradă, acum și că Am văzut ce s-a întâmplat da. și la universitate, în momentul în care noi eram în Germania. Și povestea se repetă și uh, atunci când există. na... Uh, într-o țară cu multe greutăți, să spunem așa. Când sportul îți aduce bucurie. Când doar sportul mai este cel care aduce bucurie sau printre puținele lucruri care mai aduc bucurie românilor, nu poți să faci decât să te bucuri. Spune-ne, tu ce faci? Că tu nu ești antrenor de fotbal, nu? Tu nu ești, n vreo echipă de fotbal. Povestește-ne puțin așa ca să știe lumea mai multe eu, despre tine. Eu nu sunt antrenor, însă am jucat și eu puțin fotbal în da. liceu, dar în, în, echipa liceului. Dar bine, era așa doar pentru... Ce post? Uh, păi tu orice fost. De obicei mijlocaș, și De asemenea, erau numai băieții care jucau fotbal? Nu, aveam și echipa fetelor. Ai. Și jucam la sala polivalentă, mă rog. Okay. Nu eram foarte, foarte pricepută, dar aveam o experiență oarecum, pentru că în copilărie, când mergeam la casa de vacanță, undeva lângă București cu tata și frații, eu întotdeauna făceam echipă cu tata și ceilalți doi frații erau în cealaltă echipă. Întotdeauna încălcam regula offside-ului, pentru că, practic, ce se întâmpla? Tata îmi spunea, stai tu lângă poartă. El îi dribla pe băieții, cădeau mai unul, altul, cum reușea să se țină după tata. Și el doar împasa mie și eu trebuia, efectiv, să, să cu împing minge. puțin, așa, mingea în poartă. Un ori, de și până când Dar Dar offside-ul oricum nu se pune la fete. Da. Adică nu, nu, se, nu, nu, era... nu se pune în familie, mai bine. Sau zis. în familie. Da. Uh, uite, vedem fotografie de familie. Uh, tu ești, e măritată? Da. Am zis. De să zic? Acolo, vedem în brațe, e chiar fetița ta? Nu, acolo era un Uite, nepoți. Aici e soțul. Da, aici este soțul. Deci când te-ai măritat? Eu, Avem un chestionar da, deci În când mărită... 2021 da? am avut starea civilă Urmând anul următor În 2022 să facem și Cuneunia religioasă Și asta pentru că a fost pandemie Și uh -huh. lucrurile cumva au amânat evenimentul uh, Anul trecut În mai a venit pe lume și TEA uh, Și cumva Lucrurile s-au întâmplat De așa natură că Au și o oarecare, o, oarecare corespondență din punct de vedere Al datelor de ce spun asta? Pentru că Tea s-a născut în luna mai, tata este născut în luna mai, soțul este născut în luna mai, până și cățelul este născut în <laughs> luna mai. Iar pe cealaltă parte, atât soacra cât și eu și bunica de suflet a soțului meu suntem în aceeași săptămână. Deci, cumva. Cât de tare. Da. Și de ce ai spus numele Tea? Ne-a plăcut foarte mult numele Tea, ne-a plăcut și numele Lea, însă am considerat cumva că Tea vine. Cumva aduce cu uh, explicația aceasta de dăruită de Dumnezeu. Mm -hmm. și De la Teodora, nu? Cumva avea legătură cu Teodora și cumva era și apropiată de numele soțului pe care îl cheamă Teodor. Și am zis, ok, între Tea și Lea, hai să alegem Tea. Și frumos. așa a rămas. La fel de credincioasă ești cum este și familia ta? Uh, nu, nu. Uh, etalonul la noi de credință este mama și nu mă pot compara cu ea mai am mult de de urcat, ca să spun așa, ca să o ajung. Însă cu pași mici încerc și eu, ușor, ușor, să mă țin în urma ei. Da, ție știu, cred că mama ta a fost la un moment dat pentru tine și mama și tată, nu? Da. Când tatăl tău, unde era? În, în, în Arab? Tata unde? a antrenat atât în Emiratele, Emirate. Arabele Unite, a, Emiratele da. Arabe Unite, cât și în Arabia Saudită și pentru o perioadă destul de lungă de timp. Și atunci voi n-ați fost cu el acolo? Nu, noi nu am fost acolo, mama a preferat să ne țin aici în România, la școli a fost o perioadă destul de dificilă și de complicată. Mi-aduc și acum aminte că era perioada cu telefonul fix. Da. Și aveam telefonul fix pentru toți ceilalți prieteni și telefonul fix pentru membrii familiei. Și pe acel telefon tata suna și ne duceam și stăteam cu rândul la telefon și îl ascultam și vorbeam cu el. De cele mai multe ori eu plângeam și el, așa cu vocea tremurând, spunea că Stai liniște, că mai, mai am puțin și vine acasă, nu mai plânge. Că uite, eu nu plâng, dar el avea mai multe emoții, probabil, decât aveam și noi. Și pentru de că, fapt, că, că vine singur. acasă și a ținut vreo ani? Asta, a, a câțiva ani acolo. A fost foarte complicat pentru el, pentru că noi nu mergeam decât în vacanțe. Practic, noi duceam lipsa tatălui, unui, unui singur membru al familiei, pe când el ducea lipsa întregului familion. Practic, avea patru copii acasă, plus soția, iar mama. Din punctul meu de vedere, a fost un stâlp extrem de bine ancorat în realitate, pentru că dacă nu avea principii foarte solide, nu ar fi putut să țină o casă întreagă. Și trei copii mici, pe care îi ducea și la școală. Dacă zici patru copii și o soție, e Edi. Este Edi, fratele Andrei, Andrei Alex. De Andrei nu da. nu știam. Andrei ce face? Și el e tot cu fotbalul? Uh, nu, el a jucat și el pentru o perioadă fotbal. La un moment dat, o luase pe calea te teologiei, își dorea să vină, devină preot dat la sau... teologie? Da, el a de făcut. Știi că zilele trecute vorbeam uh, cu un prieten uh, foarte bun, uh, Dorin îl cheamă și la un moment dat are peste 40 de ani și îmi spunea uh, că s-a gândit să dea la o teologie. Și am întrebat, dar tu ai un alt job și mi-ar plăcea să cunosc cât mai multe despre lumea asta și să mă apropii cât mai mult de Dumnezeu. Mi s-a părut fantastic. Da, așa este. Așa este. Mi s-a părut uh, senzațional așa. Cred că, că o viață, dacă trăim și nu ajungem să cunoaștem un cu adevărat tainele lumii spirituale și căile Domnului, pentru că nu, nu sunt încurcate, pur și simplu nu suntem noi mult prea limitați. Așa că ne-ar trebui foarte, foarte mult timp ca să putem să înțelegem tot ce se întâmplă și că lucrurile nu sunt întâmplătoare pe luna asta. Și spunem, când uh, de meciurile de fotbal mergi întotdeauna cu familia sau uh, le uh, vezi de acasă? la meciurile fratelui meu nu am lipsit la meciurile naționale. Într-adevăr, când, când antrena la echipele de club, nu puteam să fiu mereu da. acolo, pentru că erau îndeplasări. În schimb, Dar la, la echipa națională, echipa națională mergeam, mergeam cu precădere la meciurile care aveau loc în țară. Frații mai călătoreau, eu devenind ulterior și mamă mi era foarte complicat, însă o adormeam pe cea mică și fugeam și eu la meciuri, pentru că oricum erau destul de târziu. La atragerea la sorți pentru grupele de la campionatul european din acest an, mi-aduc și acum aminte că am stat cu sufletul la gură, în brațe cu cea mică, și așteptam și speram să, să câștigăm, să, să cădem cu o grupă, să avem o grupă ușoară, accesibilă. Și eram cu cea mică în brațe, săream, aplaudam, ne bucuram. Ea nu prea înțelegea despre ce este vorba, bineînțeles, pentru că era mult prea mică. Cățelul lătra, pentru că nu înțelegea nici el. Era, era un anumite, Da, cas. era un anumite, Era haos, era puțin... Dar eu și cu soțul eram cei mai bucuroși. ai Pe în 96? Acasă. Da. Cineva zice așa că anul 2024 a fost anul lui Edi, clar, și zice, doamna domnișoara Maria Iordănescu este născută cumva în 96, dacă da, la spitalul Filantropia, eram student în anul 6 și făceam stagiul de ginecologie acolo. Atunci am aflat că doamna Iordănescu născuse o fetiță. Da. Ce frumos! Ne dau mesaje, telespectatorii ne spun că ești foarte frumoasă mulțumesc. și că le place cum vorbești, mulțumesc. și că se vede că ești foarte educată, se vede că vii dintr o familie foarte bună. Uite, vezi, sunt foarte multe mesaje pe care le primește de, de la telespectatorii și noștri. Apreciez și eu lucrul acesta și îi îmbrățișez pe toți cei care ne urmăresc. Și le mulțumesc, bineînțeles. Și le place oamenilor că, uite, ai venit la televizor să te vadă. Da. Cineva zicea, auzisem de Maria Iordanescu doar de pe internet, dar acum mă bucur că am și cunoscut-o aici, la televizor. Mă bucur și eu că am avut această. Oportunitate ca, cumva, să-mi aduc uh, lucruri uh, la suprafață, lucruri care poate nu se știau despre familie, pentru că, din păcate, există foarte multe valuri de critici, și de multe ori avem tendința să facem asta fără să cunoaștem, și atunci mă bucur că, cumva, uh, pot să-i fac pe ei, practic, pe fratele și pe tatăl meu, cunoscut și din perspectiva și din, prin prisma noastră a copiilor. Și ce mi se pare tare, că probabil te-ai confruntat cu chestia asta de-a lungul timpului, să fie oameni care să spună, a, e fata lui Iordănescu, mă, e antrenor național, e sigur, ăștia niște figuranți copii, ăștia au ba, tot de ce le trebuie, un, nu? Totdeauna. Nu, el lipsește mai nimic, ăștia, da, mă, ce... Am, am multe povești de genul acesta. Inclusiv cu una dintre prietenele din facultate, cu care eu am și rămas în, în legătură m-a văzut în prima zi de facultate eu foarte retrasă, pentru că eu de fel sunt o persoană timidă și lumea poate cumva să confunde timiditatea mea cu aroganță, uh -huh. pentru că stau într-o parte, nu prea interacționez, însă dacă cineva vine spre mine imediat mă deschid. Și atunci m-a văzut și a zis, vai, aroganta asta, fițoasă asta, nu știa cine sunt, e cu mine în grupă a nu o să suport toată facultatea cel mai probabil. Și noi ulterior am devenit prieteni. Eu am dus în ultima bancă, m-am retras acolo, ea ulterior a venit, a vorbit cu mine și și-a dat seama că eram cu, tot, cu totul diferită decât. fost un meu loc de muncă la fel, când fetele au aflat că eu o să fiu acolo colegă cu el, au am zis, Doamne, asta lui Ierdănesc. o să vin asta care o să ne facă diminețile grele, eram la matinal, o să vezi la prima oră, o să-mi spună că n-am tras eyeliner-ul corect, că nu i-am făcut bucla prea bine, că nu am făcut... Și eu de fiecare dată când mă întrebau, e bine? E foarte bine. Este foarte bine. Pentru că nu vreau să supăr pe niciuna dintre ele. Da, dar vezi, puteau să se gândească altfel. Băi, vine asta lui o să și noi bilete la meci, bă, o să vedem exact. <laughs> păi lucra mai mult, cel puțin, în partea de cabină, așa, cu fete. Deci la machiaj și la păr, unde stăteam și petreceam foarte mult timp, practic. Uh... Nu era nevoie, că nu îmi nu, nu cerau fetele, nu prea merg ele la meciuri, iar în partea de redacție erau oricum băieții care se descurcau, nu aveau nevoie. Ce face tatăl tău acum? Ha, tata este un bunic fericit și împlinit, aș spune eu, pentru că are uh, mulți nepoți, are casa plină de nepoți și când spune asta, mă refer că atunci când există câte o sărbătoare și ne întrunim, toată familia nu ne mai auzim unii cu alții pentru că copiii copii chiuie și uh, unul plânge, altul întrântește, altul se supără, altul se ia în brațe cu celălalt. E mereu așa un haos frumos, aș spune eu. Uh, petrece timp alături de mama, bineînțeles, și mai face lucruri pe care nu le știe nimeni. Că se duce mai la o cafea cu cineva, mai se întâlnește cu cineva, doar, doar să... Ne să, vadă pe noi, să ne vadă pe noi bine și să vadă ce poate să mai facă și cum poate să ne mai ajute. Edi, ce face? Edi, așa cum probabil și nu că probabil și eu mi-am dorit să fac, și a dorit și el să petreacă mai mult timp cu familia, asta e și motivul pentru care eu am lăsat fostul loc de muncă, pentru a petrece mai mult timp cu fica mea, asemenea și, și el, după perioada asta foarte foarte complicată, în care el chiar dacă nu arată se consumă pe interior, pentru că timp de 2 ani și ceva, cât a fost la echipa națională, el nu a ieșit niciodată în lumina reflectoarelor, să arate cu degetul către cineva, în schimb, înspre el au venit foarte multe critici. S-a consumat foarte mult, nu a neglijat neapărat familia, dar timpul nu a fost unul, să spunem, de partea lui și nu l-a ajutat cât să stea alături de cei trei băieți ai lui și de soția lui, care l-a sprijinit necondiționat timp de mulți ani de zile. Și îmi dau seama că avea nevoie de pauza aceasta, avea nevoie să fie alături de familia lui, să petreacă pare timp cu ei. Tare să renunți atunci când ești în vârf. Pentru că ai reușit să aduci o performanță echipei de fotbal a României și tu ai fost cel care ai luat decizia să nu mergi mai departe. E adevărat, dar înainte de toate, când pui capul pe pernă, te gândești dacă familia ți bine, chiar și înaintea ta. Și eu pot spune chestia asta și pot confirma chestia asta pentru că eu am devenit mamă. Și nu te mai gândești la tine, nu mai pui, nu e mai clar. ești tu prioritar. Andrei? Andrei uh, are și el uh, două fetițe frumoase și încă una sper eu pe drum. Da. El speră un băiat, eu sper o fetiță. Acum -o este fi și el să fericit, fie, împlinit, nu? da. Dar băiat. El așa își dorește. Așa și Alex. Uh, și Alex are și el un băiețel, e foarte uh, atașat de el și invers, tati în sus, stat în jos. Petrec foarte frumos timp împreună imediat după ce termină antrenamentul, chiar acum îmi spunea că era la, era la antrenament, și după ce termină antrenamentul, merge de la grădiniță și se ocupă în totalitate de băiețel. Există o întrebare și nu poți să-mi dai răspunsul ăsta că cu toți trei, cu care dintre cei trei frați, cu dintre cei, da, trei frați te înțelegi cel mai bine? Prietenul. Uh, păi fiecare avea cât un rol. Nu, cu care? Dacă era vorba de glume și de râs, Alex. Da. Cu Alex Dacă aveai tău. nevoie de ajutor, dacă aveam, ajut, aveam nevoie de ajutor din acesta intermediar, era Andrei. Adică între dacă părinți, ceva... nu? nu? Nu, Intermediar ajutor între cine? Nu, Andrei? intermediar adică dacă era așa și așa, așa ah, nu știu. Okay. Era ceva... era Andrei. Dacă era nevoie de maxim ajutor și Eddie. de sfaturi, Edi. Și eu, sincer, am fost surprinsă de discurs Când am văzut filmul despre echipa națională da. eu Am fost foarte surprinsă de discursul pe care Edi îl avea Pentru că chiar dacă eu am avut multe discuții cu el Nu mă așteptam să fie așa Și de ce spun lucrul ăsta? Pentru că Edi mi-a spus unele dintre cele mai frumoase lucruri Pe care eu le-am și pus acolo într-o cutiuță Și cred că m-am ținut de ele uh, Edi îmi spunea că cu cât ești uh, ca femeie să-ți păstrezi demnitatea, să-ți păstrezi uh, valorile, să fii mai... Nu că inaccesibilă, în sensul de um, să-l lași loc atât cât trebuie, uh, cu atât vei fi mai apreciată. Și a spus, eu știu și spun asta din propria experiență. Mi-a spus și mi-a dat o traiectorie foarte frumoasă, mi-a spus niște lucruri care mi-au ajuns în suflet și atunci, cumva, mereu în capul meu se derulau cuvintele lui și m-au ajutat foarte mult. Uh, mă gândeam să-ți lansez o provocare. Da. Pentru că, dacă tot uh, ne-am cunoscut mai bine astăzi la emisiune, ne avem o rubrică cu sosuri picante. Poate peste o săptămână, două, la un moment dat. De ce nu? Poate trece pe la noi. Cu cea mai mare plăcere. Pentru că ai avut și tu treabă cu șobizul ăsta, adică nu e chiar așa departe de tine. Cu cea ce mai zici? mare plăcere. Da. Dar da, da, să aveți puțină milă. Fără nicio problemă <laughs> și nu jucăm la upside. Okay. Perfect și vorbim și mai stabilim, da? Sigur. Mulțumim absolut. mult de tot. Te Mulțumesc mai așteptăm, Maria Iordănescu. Mulțumesc Așa eu. te găsește lumea și pe Instagram, da? Da. Maria Iordănescu, acolo o găsiți, n ai cont privat. Nu, no, nu, no, nu, no, este Deci, bun. Maria Iordănescu, puteți să o găsiți acolo, pe Instagram. Mulțumim mult, a fost o reală Mulțumesc. plăcere să stăm de povești. Asemenea. Și salutări întregii tale familie, care e una de excepție. Mulțumim Sigur. mult de tot. Mulțumesc și eu. Uh,